sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi o chemăm la raport pe Tudorița Rodica Boboc, aleasă în circumscripția electorală numărul 41 Vrancea pe listele PSD. Se află la primul mandat de deputat. Este unul dintre cei mai inactivi parlamentari. Statisticile publicate pe site-ul Camerei Deputaților arată în felul următor. 7 luări de cuvânt, 6 declarații politice, 2 întrebări și interpelări, 78 de propuneri legislative și o moțiune. Totalul luărilor de cuvânt este de 8 minute și 56 de secunde. În actualul mandat a avut 1527 de voturi. Prezența sa la votul electronic în actualul mandat este de 60%. Pentru munca prestată în Parlament este plătită lunar cu 10.003 lei. Din cele 7 luări de cuvânt, 4 sunt de fapt înscris. A vorbit odată în 2016 la depunerea jurământului, apoi în 2017 despre materiale școlare și în 8 martie 2018 despre Ziua Femeii, ocazie cu care aflăm că Irlanda este o țară nordică. Cele mai bune rezultate în acest sens îl au femeile din țările nord-europene, care, sprijinite de o legislație favorabilă, au reușit să învingă stereotipurile și misoginismul. Este vorba de Suedia, Irlanda, Norvegia, Danemarca. Rodica Boboc a ajuns de râsul internetului, după ce, la o întrebare aparent simplă pentru un politician, i-a dat un răspuns demn de emisiuni de tip pamflet. Ce formă de guvernământ are România? În ce formă de guvernământ? O întrebare simplă. Al Partidului Social Democrat. Deputatul PSD Vrancea nu știe nici măcar numele angajatorului. În CV a notat că lucrează la Palatul Parlamentului. Înainte să ajungă deputat, printre altele, Rodica Boboc a fost profesor de cultură civică în Focșani. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PSD Vrancea, fidelă partidului din care face parte și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: număr redus de luări de cuvânt, cultură generală deficitară, prezență slabă la votul electronic, număr redus de proiecte legislative, dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă, comunicare proastă în mediul online. Pentru activitatea depusă de la începutul mandatului din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 3 deputatului PSD Vrancea, Rodica Boboc.